Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Discutam astăzi cu Robert Turcescu, care a venit să cumpere. I-am dat Remarkable. Nu știu dacă ați fost mai atenți. La emisiunea lui de luni, mi-a spus că m-a întrebat de. Eu aveam acest Remarkable. Unde mă? Și mi-a spus de. Remarkable este o tabletă făcută, cred că de norvegieni, nu-i făcută de chinezi, care poți să scrii imitând hârtia. Foarte bună, din punctul ăsta de vedere. Eu am avut Remarkable 2, cu stilus, cu toate astea, și între timp au apărut și s-a făcut mare tărăboi. Ia să mă uite ce unde o fi. S-a făcut. Așa, uite. S-a făcut mare tărăboi. Să știți că, paranteză, eu nu iau niciun ban. Eu poveste. S-a făcut mare tărăboi în legătură cu acest nou Remarkable, Remarkable Pro, mult mai mare și care e în culori. Și sigur că la fiecare dată când vine ceva nou în lanțul pe care l-am eu, l-am cumpărat și i-am spus lui Robert că îi vând la jumătate de preț, că deși nu prea am folosit-o pe aia anterioară. Remarkable 2. A venit, i-am dat Remarkable 2, am resetat, care este un lucru foarte bun la această tabletă. E numai tabletă. Remarkable 2 are în culori și are și un pic de lumină cealaltă, dar imită și ea. Deci scrii ca pe hârtie. Problema este că toate tabletele care sunt acestea de lectură, de cărți, că îi poți să citești și aici, are memorie RAM, are memorie mare. Toate, ca să le conectezi la un alt aparat, la computer, trebuie să le pui un cablu, USB cu tip C. Nu. La aici descarci o aplicație și în momentul în care ai descărcat-o, tot ce este pe el, pe Remarkable, pe ce scrii tu, se găsește aici pe ecran. Doi, după ce ai terminat de scris, dacă ai scris cât de cât, nu așa ca doctorii, se poate transforma în text tipărit. Sau poți să trimiți textul respectiv, manuscrisul are send email la un anumit de email. Extraordinar, bun. Și am zis că nu de aia am vrut să vă spun. A trecut pe la mine și povestea și el, deșertul ăsta, ce el a ajuns la volumul 3 din Dumitru Popescu, n-ai cu cine să discuți. Și mi-a spus că se uită mare la partea asta. Mulți am văzut, mulți telespectatori, că se uită și la partea culturală. Cineva mi-a trimis un mesaj și anume, cred că Sorin Pirtea, dacă știu vreo, eu zic că românește, știu vreo istoria Imperiului Otoman, da, o să, mâine seară o să vin și cu cartea și o să-i arăt, a fost scris înainte de 89 de un turc. De la noi. De ce e foarte importantă? Pentru că. Da, și mai încă una mai de. Pentru că istoriile occidentale sunt din perspectiva occidentală. Asta e și din perspectiva noastră. Nu neapărat că e pe turcii erau niște porci și ne bandiți și ne făceau nouă și ne dădeau. Nu. Și din ideea aceasta că. Povești, scriind despre istoria Imperiului Otoman, făcea trimiteri și cu țările române în contextul în care era Imperiul Otoman. Deci o continui și voi, mâine seară, voi povesti despre această parte asta de istorie. Stimați telespectatori, mereu am spus că numai ziarist să nu fii în vremuri tulburi, cum adică. Pentru că eu nu cred că în istoria României nu există mai mare răsturnare decât cea de la 23 august. O să spune, da, domnule, dar a fost și 22 decembrie. Nu. Adică 22 decembrie, nu știu, au venit tot români. Adică a căzut un român, Nicolae Ceaușescu, și a venit tot un român, Iliescu, cu echipa, Iliescu știe, mai ales că era și comunist, îi știa pe mulți, mulți îl știau pe el, nu.
N-a fost așa, cum ar spune, nu știu, poetul crăpare de catepeteasmă, adică ceva. Ei, gândiți-vă la 23 ani. 23 ani, da? România, presa din România, cultura din România, din 1920 până în 20 august 44, a prezentat pe sovietici. Povestește maghiară, șeful de cabinet al mareșalului Antonescu, generalului, că generalul și apoi mareșalul Antonescu, că înainte de 6 septembrie, nu știu cum a ajuns el la Nistru, și că se uita dincolo, că granița era pe Nistru. Și se uita, vedea un camion, zicea, băi, zice, acolo e altă lume. Era altă lume, nu trecea nimeni. Mă rog. Gândiți-vă că în 1935, când au adus osemintele lui Cantemir, când am restabilit, am făcut relații diplomatice de-abia în 1935, era vasul Odessa, a aterizat, un vas de al nostru a fost pentru prima dată la Odessa, vas românesc, când au dus ei, nu știu, pentru că era și o altă lume, nu erau rușii de acum, sunt țariști. E aceeași o rânduire. Erau comuniști. Și această campanie comuniste care vor să ne ia pământul de care vor. A venit 1900, între 41 și 44. Și a fost o nebunie, cum să zic. Erau toate ziarele. În primul rând că noi eram în război cu ei, alături de nemți, da? Ne-am dus tot la Stalingrad. Mureau. Am luat prizonieri de la ei, da? Știrile erau că ne băteam cu ei. După asta, eram prieteni cu o frăție de arme cu nemții. Presa, Rampa, era revistă literară, cum ar veni, de teatru și film. Nimic! Nu era nimic. Film, nimic, 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 nimic. Nici americani, mă rog, erau, dacă nu mă știu, slovac, finlandez, maghiar mai puțin, că eram certați cu ungurii când erau certealul, și, mă rog, sigur că nemțesc. Dar toate erau, citești Sentinela, era o revistă de front, dar și dacă citești, nu știu, și dacă citești presa, curentul, era bolșevicii, prin pământul bolșevic, sovieticii, bolșevicii, acolo erau trogloditi, fiare. Păi și deodată sfârșitul lui august 2000, 1944, fiarele intră în București, Armata Roșie. Și că a intrat în București, Armata Roșie. Bun. Eu vă citesc acum și o să vedeți ce a scris presa despre venirea Armatei Roșii. Încă o dată, deci Armata Roșie, care era armata cu care ne luptasem noi, armata bașbuzucilor, a criminalilor, erau caricaturi, bolșevici cu cuțitul în dinți, niște tâmpiți de la Vaslui, nu știu, prin 43, l-au înmormântat pe, nu, l-au înmormântat pe Stalin, momia lui Stalin. Era, bă, cine credea în 43 că vin ruși? Mar, sau în 41, 42. Mergeau nemții, gata, rușii terminați. Ajungem la Stalingrad, la Moscova, luăm și Moscova, rămâne Transnistria noastră, ne dă și nouă bucată de prin Caucaz. Bun. Și vă citesc din, vedeți aici și pe ecran, din Timpul. Timpul era un ziar care fusese a lui Gafencu. Gafencu a plecat, scrie director Gafencu. A fost cel mai antonescian ziar. Cel mai întâlnește, și a supraviețuit și domnul 23 august față de curentul și asta până în 48. Ia să vedem cum, o să vedeți și ați văzut prima parte. Hai să vă citesc un fragment din reportajul venirii armate sovietice. Deci plecăm de la premisa următoare. Plec de la premisa că ziarul trebuia să scrie că i-am scuipat poporului. Bă, da, nu era vorba de faptul că populația București își putea permite să dea cu pietre. Dar măcar era neliniștită. Bă, vin ăia, nu, s-a schimbat totul, totul, totul. Deci tot ce era
Tot ce știam până 244, bă, cum era invers. Bun. Așa. Trupele rusești sunt în apropierea capitalei și curând avangărzile lor își vor face intrarea în orașul sfârtecat de picajele distrugătoare ale stucaselor germane. Adică vine armata roșie, dar vine într-un oraș cu care se bombardează de nemți. Fii atent aici. Vestea s-a întins dintr-o parte în alta a orașului, îndrumând mase compacte de bucureșteni spre barierele pe unde aveau să sosească. Deci, bucureștenii au zis, oh, vine armata roșie! Așa. S-au dus la bariere. Ofițerul american care mă însoțește, opa, reporter, da. Nu luăm numele reporterului, nu e semnat. Da. Un tânăr ce abia a împlinit 20 de ani, e la fel de entuziasmat, ouăleu, ca și mulțimea înșiruită pe ambele laturi ale șoselei Colentina, la Colentina, da, de aici, de la obor până dincolo de barieră. Probabil Colentina era mult mai, începea la obor. Deci de la obor, de la obor, de la obor până dincolo, adică veneau trupele sovietice, da? Sub potopul de jerate al soarelui, era articolul din 31 august 1944, lumea așteaptă cu vădită nerăbdare sosirea trupelor rusești, al căror drum spre victorie a fost deschis definitiv. Însoțitorul meu exclamă, e calca în California mea. Din tinerețea lui, din tot ce a trăit în scurtul timp de militar, țâșnește dorul de patrie. Eram și cu americane. Acum a luat și pe americani. Împerecheat cu o sobră atitudine, da. Ofițerul american e privit de toți cu o firească curiozitate normală. Era boștina și văzut un american. Până atunci a văzut nemți. În timp ce petișcanele strânse în jurul nu-și pot opri exclamațiile de admirație. Vai ce drăguț, e normal, toate voiau să mărite cu el să plece în America. Da. Așa, da. Vin rușii. Torente de ovații cuprind larga șosea a Colentinei. Imaginați-vă șoseaua Colentina, acum venind ruși. Uralele ce vin dinspre balieră aleargă în ritmul mașinilor către piața Obor. Frumos, adică se auzeau au venit rușii până aici, la obor. Imaginați-vă că sunteți în Colentina, da? Motorizatele rusești poartă pe ele ostași tineri și mai în vârstă, precum și copiii de-ai noștri întâlniți la marginea de București. Mai ce, am zis aia, comisarii, bă, fiți atenți aici, nu mă apucă de frat acum. Luați copii, da. Așa. Un adevărat potop de flori se revarsă asupra ostașilor ruși cărora li se face o... îl dădeau cu flori, ai dracului bucureșteni. Imaginați-vă, deci, ei au intrat pe la Colentina. Unii Colentina acum, da? Nu Pantelimon, Colentina, de care mergeți încolo, spre Buzău, da? Când vă spre Buzău, vedeți așa. Și de la barieră, nu știu, pune, era bariera, bănuiesc că nu era așa de departe ca acum, până la obor, era popor, ciopor, bucureșteni, care dădeau cu flori. Că veneau rușii, da. Mă rog, au fost primiți de cine? De primar, da? Și de Titel Petrescu, că era de la PSD. Da, bun. Ia să vedem asta. Multe placarte poartă ca niște arcuri de triumf mișcătoare, că sunt așa, trăiască măria sa, regele Mihai, n-ai Partidul Comunismului, trăiască armata rușie, da. Chesoanele și tunurile, deci veneau cu automobilele și carele de luptă, vor și ele să-și dovedească ospitalitatea, da? Sute de inși civili și militari, copii și mai vârstnici, ocupă locuri alături de soldații ruși. Deci ai noștri urcă să în mașini. Băi, ce curajos, adică ruși de treabă. Hai mă, ia zis, atenție, când intrați în București, fraternitate, da? Poate să le furați, mă. Câteva mașini rusești fac popas pe marginea șoselei. Dintre toți ostașii, singurul capitanul lor este mai vârstnic. Bolșevic. Poartă în priviri tot seninul cerului adus din îndepărtata Rusiei și în gesturi acel calm întâlnit la țăranii stepei. Așa vor scrie ăștia, dacă, ăștia care sunt acum natoiștii, te felici, așa vor scrie dacă vin rușii lui Putin. Tot așa și
Rușii poartă în priviri cerul stepei. Încă o dată, același ziar era scrisese, poate că același autor, că nu știu. Pouleu, rușii care sunt ticăluși cu cuțiturile sângendin și sunt sălbatici și se mănâncă unii pe alții și n-au lumină și sunt fioroși și vor să ne distrugă. Acum, bun. Sobru ca și ostați și să-i disciplinați, răspunde zâmbind la salutul ce îi se adresează. Normal, i-a zis comisarul. Un ostaș de-al nostru ce trece pe alături de prietenească cabinete. Zdraste, ofițer. Ai noștri știau de la rând când se bătuseră cu roșii, știau, băie, zdravite, da? Zdravite, camarade, răspunde acesta. Deodată se aud huruituri de mașini. Sunt unități române care vin în capital așa. Ofițerul rus observă la volanul unei mașini un colonel rum. Au venit și ai noștri. Se ridică în picioare și salută. Zdravi, romanski armi. Hai de mine, aule, eu încep să plâng, da? Hai să vedem acum, da? La vederea soldaților noștri, așa, care au venit și ai noștri în capitală, au venit după nu prizonieri, așa, ochii se umezesc, toată lumea trăiește clipe, așa, așa. În timp ce soarele amezii își revarsă mai bogat cuptorul de jerate peste bucureștene care nu-și părăsesc locurile ocupate încă de dimineață. Deci, rușii au venit pe la amiază. Și bucureștenii s-au dus de dimineață. Zice, bă, să nu, cumva să pierdem loc, că vin rușii, da? Alte unități rusești și române sosesc în capitala României, care îi primește cu sărbătoare. Nu, stimați, hai să închei. Bă, nenorocită meseria asta de gazetă. Eu nu am zis că să fi scris un reportaj că, nu știu, și românii au dat cu pietre. Nu, sau românii n-au venit. Poate că au venit, poate că i-au dus organizația de partid, sau poate că au fost de curiozitate, da. Dar pot să spun, bă, era o neliniște, două dracu, erau după 4 ani de război. Acum, noi nu suntem în război. Nu ne-am bătut acolo, chiar ne-am bătut, adică chiar ne-au schilodit și noi i-am schilodit și i-am omorât. Acum, dacă ar veni rușii, și așa n-aș putea să scriu, doamne, și au venit, nici eu, care nu mă scriu în propaganda antirusă, dar văd dacă m-am apucat să scriu eu acum, au venit rușii și toată lumea plânge și râde și dansează. Da. Stimați telespectatori, să trecem la celebra noastră rubrică de ale prezidențialului 2024. Ia să vedem. Ce de la mine? Să spui neta, pentru cine votez? E că mai este un sfert de ceas să închide alege. Eu pentru cine votez? Ce ți de la mine? Să spui neta, pentru cine votez? E că mai este un sfert de ceas să închide alege. Eu pentru cine votez? Rubrica aceasta și nu putea să se ocupe decât altceva decât de un nou episod din sezonul 2, că avem sezonul 1, al serialului cum a vrut sau cum vrea să devină Klaus Iohannis din secretar general NATO, simplu senator. Primul sezon a fost consacrat legii. Știți că liberale au făcut o lege, un proiect de lege, PSD-iștii ieri au anunțat că nu-l votează, ei au renunțat liberalii și acum au făcut o șmecherie, în sensul că s-au dus la bec și i-au întrebat pe aia, bă, dacă depune Klaus Iohannis, îl respinge și becul, bineînțeles, amână că dacă face acum imediat, îi sare în cap. O să facă ei, da, o să vadă, da. În această serial, în telenovelă, da, astăzi a mai fost un nou episod. Episodul a fost în felul următor. Nicolae Ciucă a ieșit la o conferință de presă și a declarat că este mânios tare pe Marcel Ciolacu și pe PSD dacă, pentru că și că PSD ar fi promis în aprilie că votează această lege, că ar fi fost o înțelegere și nu au respectat înțelegerea și el e tare supărat
și este atât de supărat încât nu mai stă de vorbă cu ciolacul. Ia să vedem contextul. Posibilă continuarea coaliției de guvernare sau PNL preferă să rămână în opoziție sau să intre în opoziție? Eu cred că este normal să discutăm despre acest demers ca fiind o nevoie de clarificare legislativă, pentru că demersul a existat până la un moment dat în cuprinsul legii. Astăzi nu mai există și ne referim la situațiile specifice când se suprapun alegerile. A fost o discuție pe care am avut-o cu premierul Marcel Ciolacu. Am convenit amândoi că este nevoie de această clarificare. În momentul de față observ că există mai multe poziții și o dezangajare de la acest proiect. Ca atare, în momentul în care noi discutăm, este clar că nu există o susținere a demersurilor politice în interiorul coaliției, motiv pentru care vom avea o atitudine pe măsură. Ați înțeles de ce nu sunt de acord? Discuție cu domnul Ciolacu. Putem înțelege de aici că inițial domnul Ciolacu și PSD au promis că vor susține acest proiect de lege? Eu am discutat cu domnul Marcel Ciolacu, nu cu partidul. Ca atare, înțelegerea a existat pe acest demers. Mai este posibil coaliție de guvernare după... Guverna cu PSD. Cum veți face ca totuși să puteți rezolva anumite probleme care țin de... Tot ce ține de problemele tehnice specifice guvernării le vom rezolva la fel de responsabil cum am făcut-o până acum. În ceea ce privește întrebarea domnului Marcu legat de ce vom face după alegeri, eu îmi exprim punctul de vedere că nu văd cum putem să realizăm o coaliție cu Partidul Social Democrat în astfel de condiții. Bun. Prima observație care o face și dumneavoastră este și n-a zis că pleacă. Adică a zis așa, el fiind nevastă, a zis, bă, fiate, bă, porcule, soț, așa vorbesc. Ai venit beat azi noapte, pe la două, și ai venit și miroseai parfum de la curva aia și cu tare, cu tare. În consecință, eu mă mut, dorm cu copii. N-a zis, eu divorțez. Dar cu copii. Și, bă, mă rog, tot în aceeași casă. Îi face, îi gătește în continuare, cu tare, dar nu. Și supărat. Deci, încă o dată, dacă observați, domnul Ciucă n-a zis că pleacă de la guvernare. A zis că, da, rămâne la guvernare, chestii, dar nu mai e sentimentul ăla, vedea că mă înțelege, este ca în Ionel Teodoreanu, ca în telenovelă, ca Mihail Drumeș, ăștia. Ceva s-a rupt între noi. Între mine și Ciolacu era o iubire. Rămânem în continuare, în aceeași casă, creștem copilul, dar mai e aia. Bun. Important e că n-au plecat, nici nu pleacă. După părerea mea, rămân în continuare la ce am spus până acum, că Marcel Ciolacu l-a salvat pe Nicolae Ciucă, pentru că dacă legea se discuta în Parlament, legea în sine, încă o dată am spus de o mie de ori, nu faptul că PNL-ul vrea ca Claus Iohannis să fie pe listă. Jur. Eu n-am zis, am zis și eu, am văzut și alți analiști. Oameni mai înțelepți. Nu am nicio simpatie față de el, dar bă, cum am zis și eu seara la Alef News, bă, stai bă puțin, că până la urmă are suficientă experiență și dacă n-a făcut nimic și dacă a dormit, totuși, 10 ani de mandat să fie senator PNL. E chiar o onoare între noi fie vorba. Poate că dacă pe lista asta ar fi Macron, Scholz, nu știu, Putin, bă, ce să caute? Vor fi niște terchea-berchea, marea majoritate. Deci, oricum, el e mai important ca experiență decât Ciucă, să zice, sau decât ăia de la PNL. Bun. Da, problema era
că a părut să fie lege. Și atunci, sigur, că pe asta toată lumea zice, dar de ce o lege pentru un om? O lege. Și s-ar fi dezbătut în Parlament, da? În Senat, da? Nebunie, ar fi venit Simion, se legau cu lanțurile, la ieșire erau demonstranți serii, ho, 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 da? Legea ajungea la promulgare la el. Și Claus Iohannis a promulgat legea pentru el. O lege pentru el. Nu era, suna ca dracu. Deci, într-un fel, Ciucă a putut să zică, sau o fi zis, sau a lăsat să se înțeleagă, că nu cred, voi să vedeți că nu discute el. Ciucă n-ajunge stai de vorbă cu el. Și a zis, bă, șeful i-a transmis printr-un porumbel. Șeful, pare rău, am vrut, dar n-au vrut pesediștii. Pesediștii ar fi vrut, dar problema este că săracul Ciolacu, când a văzut sondajele, erau să leșine, păi, mai ales electoratul PSD îl mânca. Electoratul PNL, cred că mai puțin. Electoratul și PSD, care e dușman de veacuri al lui Iohannis, ca și al lui Băsescu. Da. Și atunci a zis, bă, trebuie să fac și eu ceva. Și în consecință m-a declarat că m-a supărat. Culmea este, prin asta el a vrut să și ascundă decizia pe care o va lua în momentul când becul ăsta va lua hotărârea că e de acord cu candidatul. Dar a dat din groapă în puț, dacă se poate spune. Pentru că lumea a zis, păi ești nebun. Adică mai faci și gălăgie acum după ce te-a salvat ăsta. Dă-o, dracule, de treabă. Da? Adică vorba cu cuiva pe internet care a zis, domnule, am votat de 2 ori pe Iohannis și acum votez cu PSD-ul că a votat împotriva lui Iohannis. Da? Bun. Și bineînțeles că am înțeles că PSD-ul a pus tunurile. Nu, sigur că nu s-au rupt, dar să tensionezi alianța, coaliția pentru asta, trebuie să fii nebun, domnule, sunt nebuni. Bă, te cerți cu ei dacă PSD-ul, dacă nu știu, PSD-ul, nu știu, crește impozitul, face ceva, dar nu pentru... Deci, legea cea mai urâtă din România, pentru că sună ca dracu. Claus Iohannis și-a semnat, era legea pentru un om, legea pentru Iohannis. Și așa pierdeau. Acum, ce zice electoratul? Păi, să nebuni? Vor să rupă coaliția, instabilitate, cu tare, cu tare, că ce? Că PSD-ul n-a votat legea Iohannis? Adică, ce? Nu, e greu de imagine. Dar eu cred că a fost teatru ca să vadă Iohannis că, nu știu, uite că i-au făcut, da? Că putea să spună, altă nebunie. Ieri a venit unul Cozma, nu știu, membru al biroului și a zis, domnule, noi în conducerea nu știam. Și îl belim pe Fenechiu. Vine șeful Ciucă al lui Cozma și zice, bă, dar noi am discutat din aprilie. Bă, doamnelor, oamenii ăștia liberali au nebunit. Păi ieri zicea ăla tot, dar n-a ieșit nimeni să zică de la aici, după ce a zis ăla, dure, Cosma bate câmp. Deci Cosma, în numele PNL-ului și-o conduce, a zis, noi nu știam și îl vom chema pe Fenechiu și îl vom beli și miercuri și cu tare și cu tare. Și azi marți vine, vine Ciucă, șeful PNL, spune, da, domnule, noi am știut, ba chiar am și discutat cu PSD-ul, da. Se mai telespectat. Acest moment a pus încă o dată, nu, toată presa a scris, bă, tu ăsta, scandale, tu pleci la Nino, la New York și tot cu avion de lux și tot și ei de la Constanța. Și a fost un bun prilej pentru mine. Aseară am fost la Aleph News și domnișoara moderatoare e în concediu,
Au plecat, nu știu, în Suedia, dacă da, poate zice. Azi că merge un pic în Suedia. Și locul l-a luat Tamara Tchaikovsky, o foarte bună jurnalistă care lucrează la Știu. Și am discutat cu ea, ei din tânăra generație, păi, despre cazul Iohannis, la ora actuală, și am discutat, și o să vedeți imediat, nu cere să mă jur, încerc să mă uit ca un scriitor, un personaj. Și o să vedeți, vă dau acum 10 minute înregistrate, pentru că era interesant și cum reacționa, în care eu spun în felul următor. Unu, Iohannis nu e cel când, ce, da, domnule, când era candidat, spun eu, nu era așa. Da, zice Cora Muntean, da, când era la primărie, se purta așa. Da, când era la primărie, se purta așa cu aia din Sibiu. Când a devenit candidat, o să povestesc că a fost la un interviu cu mine și era de o modestie rară, când a ajuns președinte, a zis, gata, eu sunt ăla. Și am explicat această chestiune că lumea zice, mă, dar cum a plecat, mă, din nou? Ce-i pasă? Pentru că am zis pentru el, eu spun la rece, noi suntem șerbi, contele, Indeal, cu tare, suntem șerbi, interesează pe el ce zicem noi. Nu. Așa. Și o să, și am și spus, probabil că l-a sunat una și a zis, în timp ce se dezbrăca, îmbrăca paltonul, zice, bă, secretare, ia sună-mă la PNL, la PNL în general, și spune, bă, că vreau să fiu senator. Păi a pus mâna pe telefon, alo, stați un pic, vreau să vă spun că Claus Iohannis vrea să fie, nu știu, senator. Și a zis, aoleu, și cum facem? Hai să vedem ce am discutat și vă spun eu ce s-a întâmplat. Acum mă uitam și la ce spunea de fiecare dată acum când ieșea legea asta în față, săptămâna trecută. Da? Domnul Iohannis, spre exemplu, a dispărut. Vă mai amintiți ultimul discurs pe care l-a ținut? Ultima Nu, dată când l-ați văzut la eu vă față? reamintesc, dar nu e nevoie, că pe Claus Iohannis n-a spus că vrea să candideze. Da, așa Știți este. undeva? Nu, administrația prezidențială a dat comunicatul ăla unde a zis că nu demisionează. Dar n-a zis nimic A de nicio zis undeva, deci candidatură. el poate să Nu. spună, băiat nebunit? Poate să spună. Dar din sursele care le-am eu, lucrurile, de-aia liberalii au fost luați pe nepregătite, pentru că el nu catadisește să stea de vorbă nici cu conducerea liberală, pentru că este prea sus, nu știu. Și atunci am înțeles că a zis unei șefe de acolo, consiliere, care a sunat la PNL. Nu și le-a zis asta, bă, eu vreau să candidez, punct. Săracii au zis, aoleu, ce ne facem? Dacă ar fi fost altfel, mai omenos, îl chema pe Ciucă, îl chema și pe Ciolacu, spune, bă, uite, de el e greu, trebuie să fie un personaj de film. Știți, am încercat să candidez cu tare, eu aș vrea să candidez la Senat. Hai, ca să folosesc o expresie dragă lui Nicu Ceaușescu de pe vremuri, cum o împachetăm. Nu știu ce era cum o împachetăm. Deci de fiecare dată, cei de la partid, am ales Nicu, noi voiam să publicăm, să zicem, în supliment, am publicat la un moment dat un atac împotriva casei de filme numărul 3 al lui Corneliu Leu. Suna ca dracu, cine a apucat? Și atunci am împachetat-o, am făcut o introducere în care noi ne vom ocupa de film, cum a zis tovarășul, și am publicat din serial un singur atac. Din coace nu era bine să o pregătească, adică spune, domnule, Și de ce deși n-au făcut-o? pentru că a sunat și săracii a zis, bă, ce facem? Deci au făcut-o de capul lor. Nu! N-ați înțeles. Omul nu i-a chemat. Asta trebuie să înțelegi, relația lui cu PNL nu e de chemare, că așa se face. Îi cheamă pe Ciucă, pe aia, mă, uite, eu vreau să devine și sentimental, îl vedeți așa, da? Eu vreau să candidez la Senat cu tare, hai, cum o împachetăm, cum o facem? Și atunci hotărau, domn președinte, noi ne ducem și spunem peste tot că sunteți comoară cu tare, cu tare, dumneavoastră și o băieți. Nu, el a sunat aia și Ciucă i-a zis, nu, și eu zis, auleu, bă, trebuie să-l facem pe ăsta senator, ce facem? Și i-a trăznit prin cap lui Fenechiu, mă, hai să facem un proiect de lege. De ce? Și aici e foarte important, pentru că dacă făcea proiectul de lege,
El era sigur că e pus pe liste. Uh-huh. Ori așa e și el. Zice, bă, dracu ăștia de la liberale, acum vorbesc cu ea, pentru că acum trebuie să fie așa. Teoretic așa la Ilescu. El se duce, anunță, se duce la Bec și Becul îl respinge. Nu, n-ai de unde să știi. E o posibilitate, dar îmi vine greu să cred, dar da, ar putea, vreau să, s-ar putea ați încercat, frate, să judecați ca el? Cum adică să respingă Becul? Vreau să n-ați înțeles că nu l-a... domnișoare, omul acesta, iertați-mă, eu îl înțeleg ca scriitor. Nu l-a... Deci când a fost la NATO, da? Ciucă a pierdut avionul, mai țineți minte? Sigur că da. Mă, nu putea să-l ia și pe el în avionul ăla. Nu, păi e avion prezidențial, nu are loc Ciucă, Burduja, Grindeanu sau de acord, oricine. Domnișoară, sigur, omenește, dă o dracu. Sigur că da, putea să ia pe toți. Puteau face o petrecere în avionul ăla. Și apropo de asta, știți că urmează să plece la New York, dar pleacă din Constanța. Nu vine la București frumos cu trenul sau cu mașina, cu avionul frumos, Constanța, zboară către New York vreo 9 ore. Și răvășitoarea cum vine? Asta nu se știe. Da, frumos. Dar nu putea să ia și pe Dancu, vă țineți minte, nu. Era Ciucă săracu, Odobescu, pierduseră avionul, taromul, da? Deși pierduseră. Eu puteam să spun, bă, hai mă, cu mine, am și eu un loc pentru voi. Fac și un act de binefacere. Ce? Nu, facem un chef, bem și noi mai stăm de vorbă. Nu, cum să stea ei, să stea el cu ei. N-ați înțeles că el e padișah. E interesant. Să ne întoarcem la legea cea de toate zilele. Mă uitam acum și pe internet să văd care e reacția oamenilor, ce se mai întâmplă. Și văzusem un comentariu care m-a amuzat teribil și anume, l-am votat de 2 ori pe Iohannis să mă scape de PSD și acum îi mulțumesc domnului Ciolacu că mă scapă de Iohannis. Am ajuns în punctul ăsta. Iohannis cum mai iese din toată târâșenia asta? Neșifonat. Domnișoară, cum ne-a învățat Shakespeare, slăbiciunea stă în om. Ca să fac așa o comparație, că sunteți om de cultură, Otelo, nu, la Otelo era slăbiciunea el. El era, avea sindromul inferiorității de bărbat. Era negru și era umil, da? Dacă era unul, ca o secundă, zice, cine mă, aia? E, lasă-mă că m-am 100. Așa și la Iohannis, el nu are frământări. Adică el este așa de sus, el e sus, așa de sus, în viziunea lui față de noi, ăștia care, încât când ești prea sus, contele din deal, se numește, în deal era castelul și jos erau șerbii, ăia pe acolo, prin bordei. Se gândea vreun moment când își mărita fața ce zic șerbii? Evident că nu. Păi atunci. Păi el asta... Asta e viziunea lui, așa se vede el. Dacă mă uit eu dintr-o parte cu un Iohannis care a fost ușchit de la NATO pentru poziția aia, la Parlamentul European în general în UE nu s-a găsit nicio funcție pentru el, după care vine aici cu modificări de legi, varianta Iliescu, bătut în cap, fugit, Bec acum, a călcat pe Bec. Acum nu știu ce o să facă mai departe. Eu nu-l mai văd pe Iohannis sus și nici nu-l mai văd să-și ducă mandatul până la final. Păi se vede el, domnișoară, tu nu ați înțeles că el e. Depinde cum te vezi. Dacă dumneavoastră vă considerați foarte frumoasă, poate să vă spun 1000 de inși. Că nu-i sunt, așa. Da. Adică totul ține de tine. El la ora actuală, el de 10 ani, mai ales ultimul mandat, nu ține cont. Nu-l interesează. De ce nu-l interesează? Pentru că șerbii nu ajung până la el. Sigur că șerbii poate să răscoale. Da, singur... Acum vă întreb pe noastră, ca credeți că dacă el când va coborî și va fi senator, da? Va fi tot așa cu nasul, nu înțeleg cum va fi el. Da, eu cred că va fi în continuare cu nasul pe sus, dar nu va mai putea fi fantomă. Nu va mai putea fi acel Iohannis care pleacă în vacanțe peste tot, cu CV-ul ăla de... Păi dacă ajunge președintele senatului, cum fi? Atunci e posibil să rămână fantomă. Și adică, să continue varianta Iohannis pe care a avut-o ca președinte și ca senator. Deși, eu, nu știu, am spus de atâtea ori, lui Claus Iohannis, eu i-am luat interviu, adică am fost mâna a doua la un interviu, singurul interviu pe care l-a dat el, că restul au fost 2 la TVR. Bun. Uh-huh. Era înainte de, în 2014 eram cu Raris Bogdan, ca să înțelegeți că ceva s-a întâmplat cu el. Și
făceam emisiune și Rareș era prieten cu el și am zis cum, ca și cum, bă, cine nu-l știu? Și el a zis, vorbesc eu și a venit la emisiune. Domnișoară, jur, nu am văzut în viața mea un om mai modest. Mă șocați. Dar nu o să uit. Șocată. Păi nu, vă ca amintire, eram, eu l-am așteptat, Ioan, moderatorul venise ca de obicei și eu eram jos, unde era realitatea acolo la marginea Bucureștiului și eram în hol și citeam. Și totodată vor veni pe coridor el cu una, nu știu ce îl însoțea. Pas cu pas? Nu, dar nu eram așa. La interviul ăsta este cel mai bun interviu pe care mi l-a dat vreodată cineva. Mi-a răspuns și la întrebarea de ce nu face copii. Adică, după emisiune, ca să vedeți ce modest era. După emisiune, eu am spus în emisiune, știți că trebuia să fie discutat la înalta curte povestea aia de incompatibilitate a doua zi. Și eu am zis, domnule, dumneavoastră știți că mâine, nu că vi s-a depus mâine în ce vrea în discuție, dacă vă respind. Și după emisiune a venit la mine, așa, și a zis, domnule, știți ceva? Adică mi s-a părut de o modestie. După asta i-a intrat în cap că e președinte. Dă-i omului puterea și vezi cine este el cu adevărat. Da, cam asta s-a întâmplat. O să revenim imediat. Deci poate și să revină, îi puteți lua interviu. Da. S-ar putea să vină pe aici. Dacă îmi convine. Credeți că îl vedeți schimbat? Nu. Cum? Nu credeți? De ce? Nu cred în schimbare. Nu mai cred după ce l-am văzut timp de două mandate pe acest Iohannis. În al doilea mandat, chiar dumneavoastră spuneați, da, în vlogul de cel de toate zilele, în ultimul mandat s-a vorbit despre noua funcție a lui Iohannis, nu despre Iohannis ca președinte. Da, mie da. Mi-a spus totul cu asta. Da. Și dumneavoastră mi-ați dat răspunsul funcție asta. Funcție mare. Funcție mare, corect, da. Că nu se mai întoarce profesorul de fizică înapoi, i-a renunțat când anul ăsta. Dar știți că dacă era măreț se întorcea profesor? Credeți. Da, nu dacă era măreț. Așa a fost Traian Băsescu, care a zis că se întoarce marinar, mai țineți minte? Nu s-a întors nici el, da. Bun. Da. Stimați telespectatori, problema relației dintre PNL și Iohannis este faptul că el nu discută cu ei și ei n-au curat să-i spună. În 16, dacă nu mă înșel, decembrie, sau noapte de 15-16, dacă nu mă înșel, nu, la, iar să mă întorc. La ședința CPX din 17 decembrie, aia celebră, Nicolae Ceaușescu îl ia pe Milea, aproape că le-a de Guler, ministrul apărării, și spune, bă, Milea, ți-am zis să faci o demonstrație de forță în centrul Timișoarei și tu mi-ai scos, cred că era pe 16, asta, mi-ai scos fanfara, au venit aia cu fanfara și cu copiii, au venit pam, pam, fanfara, copiii făceau ăia de pe margine dădeau cu pietre. Una era demonstrația, adică tancuri, tunuri, cu tare și alta era fanfară. Ce s-a întâmplat? Ceaușescu l-a sunat noaptea, cred că de 15 sau 16, și el spune, Ceaușescu, pe Milea, și a zis, Milea, fii atent aici, trebuie să faci o demonstrație de forță. Dacă între Milea și Ceaușescu nu era distanța aia ca între Ciucă și Iohannis, mi le spune tot secretar general, tot domnul sau tot și președinte, în ce sens? Milea n-a avut curaj să zică în ce sens. Străiți am înțeles, da? Și el a înțeles că se facă fanfară. Normal era ca după ce a închis telefonul, zic că bă, stai mă puțin, da? Poate n-am înțeles eu bine. Alo, cum să nu mai sune pe, pe șeful, da? Bun. Așa și el este. De? Eu nu știu dacă Iohannis le-a zis, bă, faceți legi. Normal, după ce a sunat aia secretară sau consilieră, ei se sune Ciucă, să spune, domnul președinte, domnule, cam cum vreți. Nu, că zis, uleo, se rezolvă problema și a rezolvat-o. Cum a rezolvat-o, da. Și mă înțeles, nu pot să închei decât prin cel mai grav eveniment pe care se petrece pe plan internațional și anume bombardarea Beirutului de către aviația izraeliană. Vă reamintesc că Beirut e capitala unei țări independente.
se numește Liban și este membră ONU. În capitala acestei țări, care ca și noi, ca și Bucureștiul, ca și Varșovia, aviația străină, a unui stat străin, a bombardat și a făcut, nu știu, 300 de victime sau 200 și ceva copii. Pe care-i teme eu? Păi zice Netanyahu și slugile lui din România, în frunte cu Marcel Ciolacu. Păi da, dom'le, da, acolo erau Hezbollah. Erau, dar erau pe teritoriul unei țări independente. Dacă la noi, repet, la noi, uite, ar fi niște teroriști, nu știu, anti-Putin. Și Putin zice, bă, și Putin trimite, nu știu, 10 rachete, ne face pulbere Bucureștiul și nu-i agresiune. Păi nu că ei erau teroriști. Păi așa a zis și Putin când a intrat în, Ucraina. Că ăia de la Azov sunt teroriști. Stimați telespectatori, eu nu am, omul acesta, Benjamin Netanyahu, e gata, și hai să vedem și ce au dat, ia să vedem știrea, am uitat să o dau, dată de Euronews. More than 490 people died in Israeli airstrikes that targeted Hezbollah fighters in Beirut on Monday, Lebanese authorities said. The Israeli army defended its aerial assault, with a spokesperson stating Hezbollah concealed arms and weapons in residential homes. Regarding the high number of casualties, everyone is a tragedy in Lebanon. Among those killed were a large number of Hezbollah terrorists who were next to the weapons that we targeted. The Israeli military warned residents in the city's southern and eastern suburbs to evacuate ahead of its air campaign against the militant group. Thousands fled, with one of Beirut's main highways jammed with cars, representing the biggest exodus in decades. As Tel Aviv steps up its operations against Hezbollah, it continues to shoot down hundreds of rockets fired upon cities such as Haifa in Israel's north. Deci, ascultați-vă, el este în stare să dea foc la tot Orientul apropiat, pentru că el știe că dacă încheie, dacă face pace în zona aia, el era pușcărie. Deci este pentru prima dată, n-am auzit pomenit în istoria lumii, când un tip are interesul să fie război, 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 indiferent câte costă pe statul lui, câte astea, da? Problema este că el face război în numele Americii. Și că în America, la președinție, unul moște gârță, care nu știu pe ce lume e, el zice că îl întâlnește pe Zelenski. Eu tare mă îndoiesc că el va ști că e Zelenski. Eu n-am văzut până acum, adică un om care a fost dat afară din candidatură, că nu va putea să ducă campania, cum să conducă el America. Că rămâs. E clar. Dacă, față de alte perioade, a fost momente când tot așa, în 67, Israelul luase razna, a venit la Kissinger și a zis, bă, hop, stop, nu vă mai dau arme. Și a dus și în filmul cu Golda Meir, Golda a zis, bă, asta e. Uite, nu zice nimic. Nu protestează Consiliul de Securitate, e o curte penală internațională, e o adunare generală ONU, nu. Domnul Marcel Ciolacu s-a dus și a încurajat aceste agresiuni și măcelul pe care îl face în Gaza și în Liban, Netanyahu, că el, toți acești pesediști, a fost și Dragnea, aceeași chestie, și Dăncilă, sunt convinși, bă, dacă te pui bine cu Bibi, Mossadul te ajută, nu te ajută, mă, dar mă rog. Da, mulțumesc, la revedere!